Planeta Verde. Emisiune oferită de Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Bună ziua, bun găsit! Eu sunt Cosmin Ruscior, sunteți la RFI, emisiunea Planeta Verde, este 13:30. Astăzi vorbim despre Parcul Natural Văcărești, despre asociația cu același nume care a fost desemnată administratorul acestui parc din capitală, alături de Primăria Orașului și alte 12 instituții de profil, facultăți, ONG-uri, institute de cercetare. Ne întrebăm cum va arăta delta dintre blocuri, cum a numit-o acum câțiva ani publicația National Geographic, ce măsuri de protecție trebuie luate, cum va fi amenajată această zonă și ce se va întâmpla cu turismul în Parcul Natural Văcărești. Invitat în studio este Vlad Cioflec, consultant științific și membru al Asociației Parcul Natural Văcărești. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunteți biolog specializat în reptile și amfibieni, pasionat de birdwatching, coautor al cărții Păsări din Lunca și Delta Dunării. Mergeți, înțelegem de pe site-ul asociației, mergeți în Parcul Natural Văcărești de vreo 10 ani, urmărindu-i cu mare atenție dinamica naturală. Sunteți descoperitorul populațiilor de boa de nisip din România, o specie considerată dispărută din fauna țării. Da. Am scris și noi acum, nu știu câți ani, 2-3 parcă? Sunt surprins că vă mai amintiți despre acest subiect. Parcă a fost acolo de ani. Bun. Ce urmează acum după ce asociația dumneavoastră a fost desemnată administrator al Parcului Natural Văcărești? Care este pasul Noi următor? Noi dorim să deschidem Văcăreștiul publicului cât de grabă posibil. Asta înseamnă că în a doua zi de când am primit vestea cea mare că suntem administratori, am început să calculăm posibilitățile de a amenaja trasee, a face puncte de informare, de a atrage copii, turiști, birdwatcheri, fotografi. La deschiderea sezonului, în momentul în care începe migrația, noi vrem ca mare parte a infrastructurii să fie pusă pe picioare. Să existe poteci, să existe panouri, să știm exact unde sunt cuiburile, unde trebuie să ocolim, unde trebuie să intervenim cu niște hrănitori, cu niște căsuțe de păsări, cu niște adăposturi pentru fotografi, ca Văcăreștiul să nu mai fie un mit delta dintre blocuri, ci să fie un loc unde oricine poate veni pe cont propriu sau cu un ghid din partea asociației și să vadă exact ce bogăție trăiesc în Văcărești. Deci vreți să puneți un pic de ordine într-o zonă care acum cum arată? Cum ați descris? Acum zona, din păcate, nu este foarte sigură. Sunt niște haite de câini comunitari care trebuie relocate. Sunt niște deșeuri de construcții periculoase, chiar în vechile poteci, vechile străzi. Calci pe o piatră, poți să scrântești gleznă. Nu ne dorim astfel de venite. Mai sunt niște puțuri descoperite unde herpetofauna cade, de exemplu. Noi coborâm cu scări și scoatem salamandrele de acolo, le dăm drumul înapoi în apă, dar nu ne dorim un incident. Și trebuie să acoperim zonele astea, să le integrăm pe urmă în circuit. Dar, deocamdată, fiind și braconajul care nu pot să spun că a dispărut de tot, fiind și tăierile ilegale de masă lemnoasă, pescarii care nu au înțeles că pescuitul este interzis, va dura câteva săptămâni să facem acest mic fine-tuning, dar sigur se va rezolva. Să spunem pentru cei care ne ascultă că Parcul Natural Văcărești are practic un statut de arie naturală protejată, corect? Sigur că da, a fost desemnată arie protejată în 11 mai, vreau să spun, 2016. Prin urmare, nu avem voie să pescuim, nu avem voie să tăiem lemn, nu avem voie să luăm animale, nu avem voie să aducem alte animale. Trebuie să conservăm ceea ce am găsit în momentul înființării parcului. Acum zona este păzită? În momentul de față, primăria s-a oferit să asigure paza, dar la ora actuală asociația patrulează, să spunem, cu o frecvență odată la 2-3 zile pentru a vedea ce se întâmplă acolo, a urmărit dinamica biodiversității, dar pază în adevăratul sens al cuvântului cu punct de observație nu există. Asta voiam să vă întreb, cum ar trebui să arate de fapt paza? Cum o veți realiza ca administratori? Noi ca administrație o să o rezolvăm prin ranger, care vor fi
de ce mai multe ori biologi ca și mine, care patrulând și văzând dinamica faunei, va putea discuta și cu un om cu intenții mai puțin prietenoase, spre a-l determina să părăsească incinta parcului și a renunța la activitățile gen incendiere, să mai ardă un cauciuc, vreau să iau și un pește, că e doar unul, dar nu vrem să facem poliție. Vrem să discutăm, să le explicăm celor care vin și nu știu încă care e protejată, de ce nu e bine să facă faptele care și le-au propus, ce ar putea să facă altceva sau dacă doresc să pescuiască, unde să pescuiască, dacă vor să arunce gunoaie, să se îndrepte către o rampă ecologică. Dar, desigur, primăria va, poate cu poliția locală, care am văzut că avea și patrule călare la un moment dat, poate cu niște contacte cu firme de pază, dar baza cred că va fi în comunicarea din omul nostru, poate că rangerii nu sunt niște polițiști, sunt oameni care vor să ajute fauna și vor să ajute oamenii care vor să vadă aceste animale. Dar vor avea și dreptul de a da amenzi, de exemplu? Nu, dreptul de a da amenzi revine structurilor statului și, evident, asta în cazul abaturilor foarte grave. Discutăm de braconaj, de incendiere voită, de braconaj piscicol, dar altfel nu cred că este cazul să militarizăm zona. Sunt puține căi de acces, poate fi controlat fluxul de vizitatori și nu cred că o să mai fie problemele care au fost, să spunem, la nivelul anului 2006-2012. Oamenii au aflat despre Văcărești, cel mult mai vine un copil și mai, nu știu, mai vrea să plece cu o țestoasă, dar nu este cazul să intervină nici poliția și nici cea foarte autoritar. Mai bine să le iei cu duhul blândeții, să devină poate un iubitor de țestoase din un vânzător ambulant. Apropo de copii, cum îi veți implica în această poveste a Parcului Natural Văcărești? Ideal ar fi un parteneriat cu inspectoratul prin care fiecare școală să fie invitată ca cel puțin o dată de două ori pe an să trimeată elevii doritori de astfel de excursii în parc. Până acum, noi am primit cu mare drag școlile care ne-au scris. În general, profesorul a spus, aș vrea sâmbătă să vin cu elevii. Pot, e în siguranță, puteți ține un curs de o oră, două, cu cea mai mare plăcere. Până acum au fost sute de copii care ne-au trecut prin mână și profesorii au fost foarte deschiși. Avem o abordare diferită de alte parcuri. Am o abordare de tip hands-on approach. Fiind herpetolog, prima dată mă duc și le spun, copii, ați văzut vreodată vreun șarpe? Nu, că mi-e frică. Ați vrea să vedeți un șarpe? Păi, cred că mușcă, cred că nu. Uite, alegeți o piatră din asta care le știu eu pe aici. Haideți să ne uităm ce-i dedesubt. Uite, un șarpe, o șopârlă. Să punem în apel. E o experiență senzorială care deocamdată nu există în învățământul românesc și în momentul în care primul contact cu parcul, cu natura, cu reptile, cu amfibieni este de acest gen, acei copii ai câștigat pe viață ca prieteni ai parcului și ai naturii și biodiversității în general. Poate fi fascinant pentru ei, așa este. Va exista acolo o zonă, înțeleg, strict pentru cercetări unde publicul nu va avea acces. Teoretic, corect? Ar trebui acea zonare, zone tampon, zone de dezvoltare economică și zone de strictă protecție. Dimensiunea lor va fi stabilită probabil până la sfârșitul acestui an. Avem idee cam care sunt. Din păcate, trebuie să limităm accesul în anumite zone pentru că sunt animale foarte sensibile. De exemplu, un erete de stuf, care o pasăre răpitoare. Poți să te apropii, să spune, până la 200 de metri de cuib, care va fi zona tampon, dar zona de strictă protecție va fi, să spunem, 50 de metri. Acolo, dacă ai intrat, pasărea a plecat. Și tot așa. Și, prin urmare, rămâi fără biodiversitatea pe care încerci să o protejezi. Desigur, se va putea vedea ceea ce trăiește în zona de strictă protecție, doar că nu se va putea intra efectiv acolo. Vor fi însă turnuri de observare, haiduri de birdwatching, nu va fi ceva secret. Doar că vrem să fie mai multă liniște în zonele respective.
Cum veți evita riscul de a transforma acea zonă într-o regiune mai degrabă comercială, cum poate s-a întâmplat în alte părți? Există parcuri istorice în capitală, sigur nu de acest nivel, unde vedem tot soiul de chioșcuri cu jucării, chinezării colorate și alte chestiuni de acest gen. Deși mulți și-ar dori să fie așa ceva și la Văcărești, din păcate legea este foarte clară în acest sens și singurele construcții posibile vor fi cele doar pentru vizitare, observare și fotografiere. Uh-huh. Desigur, în zonele de dezvoltare economică, să spunem, putem amenaja locuri de odihnă, piste pentru biciclete, un mic loc de joacă pentru copii care se plictisesc după, să spunem, jumătate de oră de expediție, ar vrea să facă și un castel de nisip. Sigur, putem găsi aceste locuri pentru ei, dar nu vor fi magazine, nu vor fi terase, cafenele. Modelul nostru este o rezervație din Londra, se cheamă London Wetland Center, care are 25 de hectare și atrage câteva sute de mii de turiști pe an. Noi avem 183 de hectare. Potențialul turistic este enorm. Dar nici acolo nu există magazine, terase, lucruri de genul ăsta. Uh-huh. Nu vor fi nici aici. Dacă un turism poate exista cu sute de mii de vizitatori anual, fără a deveni zonă comercială, sunt sigur că și aici putem face acel lucru. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb, pe de altă parte, cum veți colabora cu primăria. Spuneam la început că Asociația Parcul Natural Văcărești a fost desemnată administratorul parcului cu același nume, alături de primăria orașului și alte 12 instituții de profil, facultăți, ONG-uri și așa mai departe. Cum vă așteptați să colaborați cu primăria? Aici ar fi întrebarea. Colaborarea noastră cu primăria, ca de altfel cu toți cei 12 parteneri pe care avem, ne dorim să fie ca și până acum. Adică foarte... Ceva mai bună, sperăm. Bună. Cel puțin ca și până acum. Dânșii și-au arătat interes pentru proiectele noastre, s-au oferit să ne ajute. Avem câteva proiecte la care chiar vom avea nevoie de asistență din partea dumnealor. Nu există probleme în colaborarea cu factorii interesați până acum și nu văd de ce ar fi și pe viitor, pentru că noi suntem asociații foarte, foarte transparente. Oricând cineva poate să vină la observator, orice observație interesantă faunistică imediat este publicată, totul este la vedere. Vrem să fim un exemplu de bune practici în conservarea biodiversității și plecăm cu transparență maximă de la început, așa o vom duce până când situl va arăta așa cum credem noi că ar fi bine pentru a îmbina dezvoltarea ecoturismului cu cercetarea și protecția. O întrebare mai răutăcioasă, ce s-ar întâmpla dacă primăria v-ar propune un lucru nesustenabil din punct de vedere al atât cât este mediului la de acolo. Nivel de... Cine are ultimul cuvânt, de fapt? Consiliul științific va aproba sau nu, în funcție de impactul pe care o acțiune preconizată îl poate avea. Lucrurile sunt, la un moment dat, foarte sensibile. Să vrei să pui chiar și o bancă și să-i pui o fundație de beton, să muți două lemne, nu pare. Pare o acțiune de jumătate de oră pentru o echipă și banca va fi frumoasă. Însă pietrele mutate pot avea o biocenoză extrem de interesantă. Într-una, sub o piatră, poate să pună ouăle, o șopârlă, iar sub cealaltă, o țestoasă poate să intre să hiberneze și face asta de 20 de ani. Așa funcționează ecosistemul. Mutând acele două zone aparent neinteresante, ai destabilizat o parte din populație. De aceea vrem ca impactul să fie zero și toate acțiunile să fie sustenabile. Sunteți la RFI, emisiunea Planeta Verde, este ora 13 și aproape 45 de minute. Facem o scurtă pauză de 2 minute și revenim apoi în studio, unde lângă mine se află Vlad Cioflec, consultant științific și membru al Asociației Parcul Natural Văcărești. Așadar, ne reauzim în 2 minute. Romstal recomandă centralele de încălzire și apă caldă în condensație instant.
Microcentrala în condensație reprezintă una dintre cele mai eficiente surse pentru încălzire, conducând în același timp la emisii de noxe de 5 ori mai mici față de microcentrala clasică. Condensația este cea mai eficientă tehnică de transformare a combustibilului lichid și gazos în energie termică, pentru că utilizează sursele de energie în proporție de 98%. Microcentralele în condensație beneficiază de o automatizare completă a funcționării în condiții de siguranță, fiind prevăzute cu multiple elemente de protecție care permită o exploatare economică, confortabilă și în siguranță. Un exemplu de economie realizată în raport cu microcentralele clasice. În zona Muntenia Centru, pentru o casă cu suprafața de 150 de metri pătrați izolată, în sezonul de încălzire din perioada 15 octombrie-31 martie, se poate ajunge la o economie de aproximativ 700 de lei pe an. Comparativ cu microcentralele clasice, microcentralele în condensație generează o economie de aproximativ 400 de metri cubi de gaz anual, ceea ce se traduce în 880 de kg de dioxid de carbon mai puțin. Dacă ținem cont că un copac poate absorbi 100 de kg de dioxid de carbon, înseamnă că folosind microcentrale în condensație, protejăm aproape 9 copaci. Romstal, universul instalațiilor. RFI. Am revenit în studioul RFI, sunteți la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, lângă mine se află Vlad Cioflec de la Asociația Parcul Natural Văcărești, consultant științific, membru al Asociației, biolog specializat în reptile și amfibieni. Vorbim despre ce se va întâmpla cu Parcul Natural Văcărești acum după ce Asociația, Primăria și alte 12 instituții de profil au fost desemnate ca administratori ai acestei zone. Într-o conferință recentă de presă, președintele Asociației Florin Stoican spunea că ar fi nevoie de aproximativ 10-15 milioane de euro pentru o viitoare investiție în amenajarea parcului. Banii de unde vor veni? Cei 10-15 milioane de euro preconizați pentru transformarea zonei în un parc în adevăratul sens al cuvântului, un parc natural sustenabil administrat, vor veni din finanțări externe. Se vor accesa proiecte de mediu, se vor depune dosare către toți finanțatorii interesați și, desigur, nu vor veni toți banii odată, dar pe măsură ce închem un proiect, obținem finanțare pentru următorul și tot așa, nu trebuie făcut tot deodată în timp, puțin câte puțin. Unele proiecte de conservare a biodiversității implică cheltuieli minime, de genul câteva mii de euro, alte proiecte, într-adevăr, implică un efort financiar mai mare, dar luându-le treptat de la proiectele de mai mică anvergură către cele mai mari. Aveți suficienți experți la asociație pentru a vă ocupa, pentru a face tot ce v-ați propus ca administratori? În momentul de față consider că avem suficienți experți, dar întotdeauna e loc de mai mulți experți și ne bucură faptul că săptămânal suntem contactați de oameni care vor să pună la dispoziția asociației, pasionați de insecte, pasionați de, să spunem, viață acvatică, care au participat în proiecte naționale și internaționale și care vor în continuare să facă ceva pentru acest parc. Dar avem experți pe mamifere. Colegul meu, Băuroș George, este doctorand în vidră și el este expertul grupului în vidră. S-a cel mai bun expert în România în vidră, singurul practic, care să studieze vidrele din parc. Este o onoare pentru noi și un mare câștig pentru populația de vidre din zonă, care va fi păzită ca nicio altă populație. Dânsul, dacă nu mă înșel, colaborează și cu o asociație care are un fel de centru de reabilitare a... Sigur că, dar în momentul în care lucrez cu fauna, automat sălbatice, ajunge în posesia unor animale sălbatice cu probleme care trebuiesc cumva salvate și atunci toți suntem interconectați prin asociații care încearcă să salveze ce poate fi salvat. Foarte concret, ce activități de cercetare vor fi făcute în Parcul Natural Văcărești? În primul rând trebuie stabilită componența faunistică
a zonei în momentul de față. Noi am demarat studiile undeva la nivelul anului 2006 și în momentul în care am depus documentația aveam vreo 90 de specii de păsări. Între timp am sărit de 100, chiar săptămâna trecută. Trebuie văzut care specii cuibăresc, care nu, care folosesc de pasaj, ce zone, cu ce intensitate, au suficientă hrană, au locuri de cuibărire, putem ajuta, sunt niște măsuri de management care trebuie implementate. Apoi, herpetofauna. Populațiile vor rezista sau avem niște resturi de populație care au existat în trecut în bălțile din jurul Bucureștiului, care e posibil să se stingă în următorii, să spunem, 50 de ani. Speciile invazive, câte sunt? Care au fost coridoarele lor de pătrundere? Ce putem face pentru a le limita sau pentru a le scoate cu totul din SID? Dau exemplu concurenței între țestoasele românești de apă și cele aduse din America, pe care oamenii le au în pece, până le aruncă. Trebuie cuantificat impactul ăsta. Câte țestoase avem? Ce-i de făcut cu ele? Desigur, nu se pune problema eutanasierilor, dar trebuie localizate. Asta înseamnă cercetarea, asta înseamnă ca cineva să stea până la brâu în apă, să vadă exact unde se storesc țestoasele, câte sunt, să avem niște aspecte cantitative. Apoi, fauna de insecte, florile, biodiversitatea, crește de la an la an. Ecosistemul se regenerează, se reface și trebuie văzut în momentul de față ce avem și către ce putem tinde. Eu sunt convins că în următorii 20-30 de ani vom ajunge la o listă de 200 de păsări, dacă măsurile de management vor fi bune și dacă vom înțelege prin cercetare și monitorizare care sunt zonele de care au nevoie. Ceea ce ni se pare nouă, o zonă bogată în păsări, nu e neapărat cea care trebuie să fie zona de strictă protecție. Vedem la un moment dat un tablou, dar chestia asta trebuie desfășurată pe mai mulți ani pentru a vedea dinamica. Din informațiile pe care le dețineți în clipa de față, puteți spune că în Parcul Natural Văcărești există specii de păsări sau de țestoase sau de alte vietăți foarte valoroase sau inedite, poate? Câteva exemple. Țestoasa de apă este alături de vidră, buhaiul de baltă cu burta roșie, o mică broscuță de 5 cm și tritonul cu creastă, care e o salamandră semi-acvatică, sunt unii cei mai buni indicatori pentru o apă curată, pentru un ecosistem sănătos. Vidra, țestoasa, buhaiul și tritonul le întâlnești la Comana, le întâlnești în delta. În rest, nu prea. De aceea sunt trecute în cartea roșie a faunei din România și a fost un șoc pentru noi să le găsim în București. Deci pentru specialiști, dar și pentru publicul larg, întâlnirea cu astfel de specii este extrem de valoroasă și asta ne spune că ecosistemul va rezista. Altfel, dacă poluarea depășea un anumit grad, dacă impactul ar fi fost peste o anumită limită, animalele astea plecau. Sau se stingea populația sau emigrau către alte zone verzi. O întrebare oarecum naivă din partea mea, mi-asum asta. Cum au ajuns aceste specii acolo? Se știe? Sunt două aspecte. Unu, istoricul zonei și doi, conectivitatea cu alte zone verzi din capitală și din jurul ei. Pe vremuri acolo era o mlaștină, o zonă inundabilă a Dâmbovitei, care înainte de a fi canalizată avea o faună destul de bogată. Ceea ce găsim acum în Văcărești se mai găsește și în cursul Dâmboviței în Amonte și undeva spre vărsarea în Argeș. Deci o parte au fost aici. Însă în momentul în care a fost betonată zona, au rezistat mici nuclee populaționale. Apoi, vulpile, de exemplu, au venit din zona serelor pe Dâmbovița, unde există, și s-au mutat aici. Vidrele, de asemenea, au venit din zona pădurii Cernica și a lacului Cernica, unde există o populație sănătoasă de vidre. Bizamul
care este o specie din America de Sud, sigur a scăpat cândva din niște ferme de producere a blănurilor și s-a refugiat în primul ochi de apă pe care l-a văzut, unde s-a apucat să-și construiască căsuțele. Deci, în mare parte, în momentul de față-față, de cum era la nivelul anului 2012, ne-am răspuns la o serie de întrebări privind originea populațiilor. Dar surprize pot apărea oricând. La marginea Bucureștiului avem, de exemplu, șacali. Avem încă vreo 2-3 specii de șerpi despre care vă pot spune acum în premieră că am semnale că se apropie de Văcărești. Uh-huh. Am niște semnalări în cartierul Berceni, de-a lungul Dâmboviței și înspre zona centrelor comerciale, de niște specii care în general eu le văd în Dobrogea în expedițiile pe care le întreprind. Nu pot să dau nume acum, probabil că vom publica descoperirile, dar potențialul este enorm. Dar nu e puțin neobișnuit că se apropie totuși de zone locuite de oameni? Poate că e un semn de normalitate. În vest, orașele sunt foarte verzi, au, să spunem, peste 15 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor și atunci fauna poate coexista fără probleme alături de oameni. Ușor, Bucureștiul mărindu-se și înglobând niște suprafețe limitrofe, eu cred că nu e o problemă în alăturarea de animale sălbatice și oameni, atât cât e loc pentru fiecare. Orice metru de spațiu verde contează și la un moment dat chiar și câțiva centimetri. Ne apropiem de final, aș vrea să ne povestiți așa în câteva cuvinte cum arată o zi din viața unui biolog specializat în reptile și amfibieni. Cum faceți observațiile acestor specii? Nu știu, cât stați la pândă pentru Am a înțeles. Obține poza perfectă dacă faceți și fotografii? Sigur, e esențial în anul 2016. Păi, trezirea este undeva pe la ora 2-3. Ne suim în mașină și mergem către zona aleasă, după care fac un mic instructaj cu echipa care, de ce mai multe ori voluntari, care s-au hotărât să ni se alăture, le spun speciile țintă, metodologia, le punem uneltele la dispoziție, după care pornim cu o sticlă de apă, pălărie pe cap, echipamentul de manevrare a șerpilor, în râpe, în prăpăstii, pe maluri de lacuri, unde fotografiem și unde, cazul, capturăm pentru identificare speciile. De multe ori expediția e programată pentru o zi, două, trei, dar când descoperă o zonă cu o biodiversitate foarte ridicată, cam mai rămâi o săptămână pe acolo, te mai învoiești de la servici, mai inventezi o scuză și apoi ajungi să dai de boa de nisip, de vipra lui Nicolski la câteva zeci de kilometri de București. Încă se pot face expediții în adevăratul sens al cuvântului în România și în zonele, în peticele de pădure, de exemplu, între două mari orașe. Nu trebuie să mergem în Amazon. Nu am fost specialiști până în momentul de față și eu îmi doresc, cu grupul de voluntari cu care lucrez, să creez o nouă generație de herpetologi, de ornitologi, de oameni care vor să vadă ce e dincolo de mol, ce este dincolo de acea parcare. Deci multă muncă, mult teren, nopți nedormite, înțepături de la cele mai variate insecte, dormit cu șacalul lângă sacul de dormit. Sunt o sumedenie de povești, dar una din cele mai dragi este, apropo de fotografiere, cu o întâmplare în Văcărești. Am găsit prima nevăstuică în Văcărești, nu venea să cred, se jucau într-o cutie de banane și au făcut căsuța într-o cutie de banane, era chiar pe dig, repede să o fotografiez și la un moment dat focalizarea îmi juca fețe și nu înțelegeam de ce, că eram relativ aproape. În momentul ăla, din parcarea centrului comercial, în spatele nevăstuicilor trecea o vulpe. Deci o vulpe cobora ziua în amiaza mare de la centrul comercial cu ceva ce a găsit în gunoaie probabil și eu, două nevăstuici și vulpe. Asta sunt momente unice în viață, momente în care
ți le vei aminti pentru totdeauna. Așa este. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vlad Cioflec, consultant științific și membru al Asociației Parcul Natural Văcărești, a fost în studioul RFI la emisiunea Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim luni la ora 13:30. Până atunci, numai bine! Planeta Verde. Emisiune oferită de Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.